Începe partida. Voluntarul pare să fie un adversar potrivit pentru ca oltenii să iasă din criză prin unul unei accidentări grave. Gustavo! Execuție foarte slabă, Colic este nemulțumit. Tamaș, interesantă schemă, toți așteptau șutul. El îi pasează lui Marcelo Lopez, Nemeț, bară! Aproape de primul lui gol la Ilfoveni. Ultimul gol înscris de Nemeț, datează din aprilie și a venit tocmai într-un meci cu voluntariul. Meciu aleargă Nistor, ține mingea în joc. Trimite iarăși, periculos, balonul Angela Gustavo! Destul de periculos, prinde Râmnicianu, nu înțeleg cum s-a accidentat, probabil că a călcat strâmb. Cred că a fost cea mai mare ocazie a Craiovei. Și a respins până la Gustavo și probabil că a călcat strâmb, altfel nu-mi explic problemele pe care le are Râmnicianu. Să șuteze, îi pasă lui Vlădoiu, Gustavo! Prima intervenție în Liga 1 pentru tânărul portar Nistor. Gustavo în marginea careului, Gustavo! Gol al lui Gustavo! 1-0 pentru Universitatea în minutul 50. Al doilea meci la rând în care Gustavo reușește să punteze. Ceanu și Tamaș că au dereglat serios sistemul defensiv. Bucuria lui Piliaceli, satisfac Câmpanu în careu, șutul lui Câmpanu, 2-0. Neacșu ia gol pe colțul scurt. 2-0, accidentarea lui Râmnicianu face diferența. Sare, Poliaș. De portar. Dacă la primul gol să zici că, mă rog, șutul a fost plasat, aici este vina tânărului Neacșu. Marcović, este o fază care îi convine, singurul adversar în față, poate să treacă, îl depășește pe Achim. Aici a fost egoist. A căutat colțul lung, era mai simplu să încerce o pasă pentru Gustav. Marcović a vrut și el să dea gol. Pentru că oricărui suporter îi plac fotbaliștii tehnici. Povenii se expun la încă o acțiune a lui Marcović. Marcović! Neacșu reușește să respingă de această dată. Din nou Marcović egoist, venea lansat Ofosu. E drept că a fost acțiunea lui, dar cred că Ofosu putea să dea mai bine de acolo. A doua ocazie ratată de Marcović. Are nevoie de aceste parade tânărul Neacșu, care are pe conștiință cel puțin gol. Câmpanu, foarte bine pe culoar și dacă nu cumva este offside, nu, Marcović înscrie până la urmă. Jovan Marcović face 3-0. Minutul 92. Din februarie,
s-ar putea să ai fost offside, dar este o fază greu de imputat arbitrului. Dacă este un număr acolo în față, numai varul când va apărea, dacă va apărea vreodată, ar putea lămuri asemenea momente. Vă spuneam, Craiova a mai câștigat la 3 goluri din februarie, atunci când o bătea la Iași pe Politehnica cu 3-0. Și atunci Câmpanu se afla printre marcatori alături de Nistor și Ivan. 3-0, Craiova, Universitatea Craiova are de la Arad, devine extrem de important. Este un șut al lui Merloi, care nu mai ajută cu nimic. Partida se termină, victorie clară, obținută grație unei reprize secunde inspirate. Oamenii trimiși la pauză în teren. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.